La Craiova a fost prezentat de curând filmul documentar Ce ai făcut la școală? Filmul este un manifest despre curajul tinerilor elevi din liceele tehnologice și importanța acestora în societate ca profesioniști și membri ai comunității. Într-o eră în care meseriile lor sunt din ce în ce mai necesare, acești tineri talentați sunt încă stigmatizați de prejudecăți care le limitează opțiunile și potențialul. Lansarea a fost făcută de Asociația Go Ahead în parteneriat cu CJR Edol și Inspectoratul Școlar Județean. Să ne spuneți câteva cuvinte despre proiect și despre acest film. Sunt foarte mulți elevi. Într-adevăr, Ce-ai făcut la școală este filmul în regia lui Teddy Necula, orchestrat și difuzat de către Asociația Go Ahead. Ei sunt cei care au avut inițiativa lansării și creării acestui film. Filmul îi are în prim plan pe elevii care, în urma examenului de evaluare națională, ajung în liceele tehnologice din toată țara. Uneori, societatea are tendința să pună un stigmat pe ceea ce înseamnă elevii din liceele tehnologice. Tocmai de aceea, filmul manifest pe care Asociația Go Ahead l-a lansat pe 28 martie la București, a plecat cu el în caravană și iată, astăzi, 8 aprilie, prima destinație a lor este Craiova. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională i-a primit cu brațele deschise. Suntem partenerii lor în acest proiect, alături de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, astfel încât, prin programele pe care le desfășoară CJRAE, prin parteneriatele pe care le creează și le semnează cu diverse asociații, practic sunt acestea, știm cu toții că sunt organizații non-profit, care militează pentru drepturi, pentru libertăți, pentru promovare, interculturalitate și așa mai departe. Prin toate aceste programe, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională arată că este întotdeauna în sprijinul elevilor, drept pentru care astăzi la eveniment spuneam că participă și unități de învățământ din Craiova, dar și din județul Dolj, atât școli gimnaziale cu elevi care în vară vor susține sau poate chiar la anul, dacă vorbim de elevi de clasa 7-a, evaluarea națională, dar și elevi chiar din licee tehnologice din orașul nostru. Este foarte important să promovăm și meseriile, este foarte important să promovăm aptitudinile reale ale elevilor și este foarte important să conștientizăm că societatea are nevoie și de acești elevi și de meseriile pe care ei pot să le practice după ce finalizează ciclul liceal sau chiar profesional. Este foarte interesant, așa este, școala astăzi s-a mutat într-un cinematograf. Este foarte interesant, putem face școală chiar și într-un cinematograf. Este foarte interesant cu atât mai mult cu cât înțelegem că putem să facem școală oriunde, nu neapărat între zidurile școlii. Putem să facem școală, o activitate de orientare școlară în părculeț. Putem să facem școală chiar și, eu știu, mergând pe stradă și văzând ceea ce se întâmplă efectiv pe stradă cu toți oamenii care merg, unii mai nepăsători, alții foarte interesați, foarte focusați pe un anumit obiectiv, care vor să meargă într-o direcție și o să vedem și putem vedea ce direcție. Deci, până la urmă, ne interesează foarte mult, ca și cadre didactice, să creăm tot timpul contexte educaționale pentru a vă livra activități de calitate. Activitatea de astăzi, într-adevăr, se rezumă la ceea ce înseamnă orientarea școlară și profesională. Adică, ceea ce veți vedea, noi considerăm că va avea un impact. De ce? Pentru că exemplele care vă sunt oferite vă vor trimite oarecum așa, vă vor proiecta în minte ce? Ideea de alegeri. Adică și noi, practic, și privesc către fiecare în parte, noi în sine, vom fi cei care vom face alegeri. Alegerea însemnând alegerea liceului, alegerea facultății, alegerea unui domeniu de activitate, a unui job efectiv în care vom putea să ne obținem ce? Bănuții pe care îi visați cu toții la un moment dat, acel salariu. Dar înainte de toate, v-ați gândit vreodată, mergem în timp și ne gândim la prima noastră întrebare, când ne întreba mămica, tăticul, vecinul, bunicul, ce ai vrea să te faci tu când o să fii mare? Vă mai aduceți aminte? Ei, în timp cred că ați obținut niște posibile răspunsuri care vă ajută să spun alegerea, în momentul în care v-ați orientat către voi și v-ați întrebat cine sunt eu, adică ce resurse am eu să pot folosi astfel încât să pot să demonstrez că sunt bun, de ce nu foarte bun. Cu siguranță v-ați întrebat oare ceea ce pot, resursele mele,
Sunt în acord cu ceea ce îmi doresc, sunt în acord cu ceea ce eu pot să fac, sunt în acord cu ceea ce familia mea, cunoscuții mei, toți oamenii dragi mie, poate vor, poate salută în mine, poate văd în mine. Sunt lucruri care sunt importante, care vă ajută astăzi să le vedeți prin ochii altor copii care și-au ales un anumit domeniu de activitate și-au ales anumite ocupații. Aș vrea să nu mai lungesc un pic discursul și să vă aduc în discuție trei mari cuvinte care sper să vă rămână în minte pe toată viața. Știu, vreau și pot. Știu, sunt în spatele lui știu, se află foarte multe informații, foarte multe cunoștințe pe care voi le acumulați pe parcursul școlii. Vreau și sunt foarte importante să acumulăm informațiile și despre posibile domenii de activitate, da, slujbe pe care noi le urmărim. Vreau, îmi place, îmi doresc acel domeniu de activitate, îmi place acea slujbă, acea ocupație. Și pot înseamnă să fiu capabil să folosesc informațiile, cunoștințele pe care le am și să fac lucrul acela foarte, foarte, foarte bine. Dacă nu mă antrenez și folosesc în antrenamentul meu cele trei mari resurse, știu, vreau și pot, s-ar putea ca alegerea să nu fie una potrivită. E foarte important să ne aducem aminte aceste lucruri. Alegerea e a mea, a ta sau a celuilalt. Sper din tot sufletul ca orice activitate de acest gen, da, să constituie o ocazie pentru a vă întreba foarte clar ce vreau. Și când spun ce vreau, să am în vedere știu, vreau și pot. Succes! De 15 ani de când am intrat în câmpul muncii, cred că 16, mă lupt ca voi să aveți acces la consiliere și să vorbiți despre emoții la școală, lucru pe care generația mea în momentul respectiv nu l-a avut. În fiecare cadru aproape din filmul ăsta am participat alături de regizorul Teddy Necula și aș vrea să-l căutați pe Teddy pentru că este un model pentru voi. Copiii, tinerii pe care i-am ales au niște povești inspiraționale și cred că vreau să fiți parte din povestea lor, să-i respectați când vă uitați la ei și să încercați să vă depășiți orice barieră pe care voi o aveți. Eu sper că în seara astăzi să vă dau curaj și să vă dați seama că nu puteți face singur lucrul ăsta și să apelați la un consilier școlar atunci când nu mai puteți. Să înțelegeți că a merge la psiholog nu e pentru nebuni, da? Deci nu puteți face singur, trebuie să cereți ajutorul de fiecare dată când aveți nevoie și să îndrăzniți să mergeți cât mai departe, să aveți un vis al vostru și în fiecare etapă să construiți alături de cineva dacă voi simțiți că nu puteți merge mai departe. Nu? Noi, asociațiile, vă ajutăm să faceți voluntariat, pentru că asta vă dă un spațiu să vă simțiți că faceți parte din ceva. Acești copii, unii dintre ei, au făcut voluntariat cu noi și acum au spus că li s-a schimbat viața și că au mai mult curaj și au mai multă încredere în ei. Deci asociațiile foarte mult vă ajută pe voi să vă realizați visul. Vă urez să aveți vizionare plăcută și să aveți încredere în toți oamenii aceștia care vă ajută în orașul vostru, da?